Da? Lemn și noi sunt o bază la fel de bună pentru mass construcțiile ca și pentru cap și dată. Toate nu sunt implicate, să zicem că e la pe-aici. Proprietatea vectorilor right și left față de vectorii up și down este că poți să-i scriu așa, o superpoziție de up și down. Și vom pregăti toți spinii noștri, toți cubiții noștri, la dreapta. Adică o să dăm vectorul right. E și atât simplu de implementat fizic, pentru că pur și simplu dăm un câmp magnetic orientat altfel decât sunt cubiții construiți. După cum am zis mai devreme, starea right este o superpoziție de up și down. Hamiltonian pe bază, o să aibă expresia asta. Mai știe cineva, v-a zis la unul până acum de operatorii Pauli, de operatorii Sigma? Mă rog, asta este operatorul Pauli Z. Operatorul Pauli Z, dacă mă înșel, este 1, 0, 0, notată de cealaltă. Da, deci dacă mai simt, dacă mai zic lucrurile astea, atunci. Acum, de ce mergem Hamiltonieni așa? Pentru că cubiții noștri 1 și 0 sunt stări proprii. Sunt eigenstates. Adică, hai să scriu H-ul Hamiltonian de bază. H-ul 1 o să dea 1, cum zic, 1. Și H-ul 0 o să dea 0. Dar asta e foarte important, pentru că 0 este elementul în funcție, este elementul mai mare și asta de ori, oricum, ceva interesant. Asta mă interesează. Iar forma asta ne ajută să ținem cubiți 1 și 0 ca și spre tot. Cum am zis, e simplu de implementat fizic, pentru că dacă schimbul noștri sunt construiți ca și, nu știu, dacă vreți, de curent, care se dea cu un magnetic de sus sau în jos. Eu forțez din exterior un magnetic la dreapta, așa vreau eu, și spinii mei o să aibă starea magnetică în pământ. Și ne-am pregătit. Deci ce-am făcut până acum? Am pregătit starea sistemului inițială cu o valoare. Am pregătit Hamiltonianul sistemului la început. Am programat sistemul cu Hamiltonianul dat de o expresie matematică al cărei minim rezolvă problema satisfiată în tății. Deci argumentul minim, argumentul pentru a utiliza acea expresie, înseamnă combinație de biți care satisface instanța de sat, și știm pe ce dată lucrăm și știm cum să depășim rezultatul. Pentru că avem fiecare cubit egal fiecare variabilă. Și dacă un cubit este orientat în sus, o să zicem că variabila corespunzătoare este true, dacă spinul e orientat în jos, atunci mai repede corespunzătoare este fals, e foarte simplu. Exact. Exact. Și acum, cum există, nu se evolueze. Trebuie să mai țin proiectorul ăsta, să mă aici. Ce mai trebuie să mai faci? Mai trebuie să mai facem ceva? Dacă îmi dai și starea inițială, îmi dai și starea finală, și cred că sistemul evoluează, mai trebuie să mai facem ceva? Poftim? Se dă duc. Hai, nu trebuie să mai facem ceva. Sistemul evoluează sigur. Păi, bun. Și acum, ce trebuie să facem? La sfârșitul evoluției, păi, știm că funcția aia este minim atunci când seria aia de cubiți se satisface în instanță de sat. Și atunci trebuie pur și simplu să mă uit la starea sistemului, să mă uit la alinierea sferilor și să văd dacă sistemul mai dat o să se satisfăcută. Da? Asta este răspunsul la sat. Asta este răspunsul la instanță de sat. Și după aia, având cubiții, pot să-i bag în expresie, să văd dacă expresia e satisfiabilă sau nu. Iar dacă este satisfiabilă, gata, răspund la problemă. Dacă nu satisface, dacă nu satisface expresia de sat, e foarte important. Dacă nu satisface expresia sat, înseamnă că expresia aia nu este satisfiabilă.
Da? Deci asta vrea problema sa de la noi. Având dată expresie, este satisfiabilă, da sau nu? Sistemul fix. Asta răspund. Bun. Am rezolvat așa. Două e foarte, foarte mare o problemă din asta de așa. S-a zis că e interesat. În stilul ăsta, dacă rezolvăm trei saturi, putem să facem și reduceri polinomiale la ea. Pentru că trei saturi este cea mai grea problemă din NP. Asta înseamnă că orice problemă din NP putem să reducem la sat. Și dacă avem soluția asta, putem să facem pur și simplu transformări de input și output și rezolvăm ce problemă vreți voi pe computer science, nu mai grea decât mai greu. Dar, de exemplu, problema cu mizuajul, problema cu sacului, problema cu graficul, în viitorul, în și așa mai departe, poate prin reduceri polinomiale de input și output și băgând soluția asta în mijloc, putem să folosim calculatura diagramatică așa, cu un teoretic, să rezolvăm ce problemă, cam ce problemă avem. Și cam asta vor ăștia de la DIME. Cine sunt admiștii de DIME? Aștia sunt România canadiană care au implementat din știință. Și fac multe, multe, nu știu, se dau mari ce au reușit. Ca un spital de 600 de ori mai mare decât, nu știu, ori pe orice calculator clasic. Au lansat acum 2 săptămâni, sau au zis acum 2 săptămâni, că vreau să mai se de toamnă, 2X, 1024 de QX. Și ăștia, mă, Deepak 2X, presupune că ar fi de reușit câte sute de ori mai rapid decât orice calculator clasic, decât orice procesor clasic. E niște probleme. Ce-am făcut aici? Nu. Dacă nu-i mă interesează asta, o să ne concentrăm pe ce principiul care îl urmează. Și la sfârșit o să scriem niște cod. Pentru că ăștia de la Deepak vor publica niște chestii, incluzând un alt. Și poate facem un demo de lucru. Acum, cum implementează ăștia un cum am zis mai devreme, nu știu, poate am sugerat în timp ce vorbeam despre sat, un cubic de un spin. Un spin care se duce în principiu prin o bubă de curent. Jonțuia Josephson, mă rog, fenomenul Josephson, efectul Josephson, este un element, este un fenomen care se prezintă la supraconductivitate. Adică, dacă o bubă de curent care este supraconductoare, când un material este supraconductor și întrerupt într-un punct din material ne-supraconductor, se induce un câmp magnetic prin bulă, în sus sau în jos. Și are proprietatea unui spin. Unui spin în sensul nostru, de 1 sau 0. Da? Și ăștia de la Deepak au pus foarte multe astfel de jonțiuni Josephson în calculatorul lor, dar funcționează doar. Pentru că e foarte greu să le implementezi. Și măsurarea valorilor spinilor pregătirea lor se face cu acest squid, care este un magnetometru foarte, foarte mic și induce un cum magnetic, ce direcție vrem noi, prin bucla de curent, prin bucla de curent supraconductoare. Ca să faci supraconductoare, iată și pe dat nivel și nouă mare că în acest calculator cu heliu lichid, că în acest fac 0,15 mm la o temperatură de nu știu câte ori mai mică decât spațiul interstelar și dar, pe principiu, chestia asta funcționează. Deci nu ne punem problema fizică, dacă cubiți ăștia sunt cubiți sau nu. S-au făcut măsurători și așa mai departe și s-a arătat faptul că cubiul este cuant. Da? Și în felul de astea de astea. Dar, ca să facem calcule, trebuie să ne dăm cubiți ăștia, ca să avem spre entanglement. Și cubiții se dă în acest sistem calculus. Iar, sunt niște magnetometri, sunt niște sunt niște dispozitive care realizează entanglement între cubiți. Și cubiții ăștia sunt ordonați de niște structuri care se cheamă chimerografi. Niște cubiți care sunt legați tare prin componente tare conexe, adică 8 cubiți, grupuri de 8, fiecare cu fiecare. Și grupurile astea de 8 în structuri mai mari, slab conectate. Asta le permite lor un fel de scală orientată așa, dacă vreți, rezonabil pentru un obiect. Și de-aia au ajuns la 1024 de cubiți, din cauza sunt datorită o aranjării. Și de principiu care se bazează este revoluția diagonală. Adică pregătesc niște, pregătesc valorile de
pistă, îi lasă să-i mureze și după aia măsoară stările lor la sfârșit. Dar, pentru că cubiții ăștia sunt aranjați în niște structuri speciale, înseamnă că și problemele pe care le rezolvă sunt speciale. Adică, nu este un quantum primul. Și problema pe care le rezolvă cel mai bine sfârșitul al doilea este problema spinilor, X. Adică să minimizezi expresia mare. Sau să dai valori plus minus 1 pentru variabile de S, astfel încât expresia asta e bine. Părțile astea, jui, jui și hași, sunt niște numere reale și se cheamă am niște numere specifice, se cheamă public energy și energy bias și ăștia sunt parametri care hardware în sine poate să-i să-i modifice. Dar problema asta este la fel ca problema sa. Asta nu e ușoară. Și nici măcar nu e completă, că este întrebat. Din cauza asta, pentru că D-Wave rezolvă problema asta în mod nativ, cam orice problemă din viața noastră de zi cu zi și din computer science, fiind reductibilă pe unia asta, poate fi rezolvată. Da? Deci putem arunca probleme grele în D-Wave și asta să ne dea soluție. Asta prin energie polinomială, pentru că asta este interesant. Acum, am zis că D-Wave se bazează pe evoluția dialogică. Și asta e sigur. Pentru că spine și atin niște lucruri magnetice obținute, probabil asta înseamnă că fiecare variabilă zi o să fie alocată ca și pentru sat, o variabilă egală în timp. Starea inițială o să fie ca la sat. Pentru că spinele sunt coordonați, nu știu să zicem, vertical, în drumul axei Z, D-Wave deja, și îți văd o formă mai adorită în drumul axei Z, opționează în drumul axei X. Așa vreau. Adică așa. Hamiltonianul de bază o să fie la fel ca asta, adică un problem nu este la Z, sau un spală de Z, nu la Z, nu la Z, dar Hamiltonianul, dar e prea important, o să ia valoarea asta. Observați chestiile astea cu jui, jui și hap și care sunt fix numerele reale din problema X. Sigma Z pentru spinul I, sigma Z pentru spinul J înseamnă valoarea cubicului. De exemplu, sigma Z înseamnă valoarea cubicului pentru monetarea valoarea pentru cubicul I. Și asta înseamnă că ăsta e direct mapat pe formularea S matematică. Numai că, în loc de vectorii 0, chet 0 și chet 1, o să folosim numerele plus 1 și minus 1 din problema X, mai devreme. Nu? Aveți o întrebare pe aici? Deci, aici se știe hamiltonianul în formularea asta.
își ajustează parametrii aia J și H și I ca să se mapeze cel mai bine pe expresia matematică pe care noi s-o minți. Până când aproximația sau metrica dintre